Rata șomajului la nivelul județului Hunedoara este în ușoară scădere. La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 7.372 de șomeri, din care 4.121 femei. Rata șomajului a fost de 4,73%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,78%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0,05%. Din totalul de 7.372 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.155 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 5.217 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.652 de șomeri provin din mediul rural și 4.720 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Hunedoara, 27%, urmat de cei cu studii liceale, 26%, iar 22% sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 15% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8%, iar cei cu învățământ post-liceal sunt 2%. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezintă astfel: 266 de persoane foarte greu ocupabile, 1758 greu ocupabile, 4941 mediu ocupabile, iar 407 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre, a mai declarat George Tatomuța, director AJOFM Hunedoara.